Iubiți frați și surori, Sfânta Evanghelie pe care tocmai am ascultat-o ne prezintă, ne relatează un eveniment important, atât pentru viața apostolilor, cât și pentru viața fiecăruia dintre noi. Ne spune Sfântul Marcu că Mântuitorul, împreună cu discipolii săi, se îndreptau spre Cezareea lui Filip. Iată, Marcu localizează unde anume a avut loc acest eveniment important, la Cezareea lui Filip. Acel oraș, locuit în majoritate de păgâni, construit de Filip, fiul regelui Irod, și pe care Filip a voit să și-l aleagă ca reședință în timpul domniei sale. Dar iată că pe drum are loc acest eveniment important despre care vorbeam la început. Hristos, Mântuitorul, și am putea spune că suntem oarecum la jumătatea perioadei de pregătire, de formare a apostolilor, Hristos, Mântuitorul, le adresează apostolilor săi două întrebări. Înainte de toate, cine spun oamenii că sunt eu? De altfel, Marcu, în Evanghelia sa, a scos în evidență că în mai multe rânduri mulțimile s-au întrebat cine este acesta atunci când au fost martori la pescuirea minunată, atunci când au fost martori la mulțimirea pâinilor și Hristos fuge, pentru că cei prezenți voiau să-L facă rege, atunci când Mântuitorul a eliberat pe mulți de stăpânirea celui rău, cine este acesta, se întrebau. Și Hristos acum întreabă pe apostolii săi, cine spune lumea că sunt eu? Nu-l interesa cu siguranță numai decât opinia oamenilor. Răspunsul este pozitiv. Oamenii au o impresie foarte bună despre Iisus din Nazaret. Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie sau unul dintre profeții Vechiului Testament. Deci iată opinia mulțimii. Nu acest lucru îl interesa pe Hristos, dar voi, întreabă Hristos. Un eveniment important, spuneam, și pentru noi, ucenicii lui Hristos de astăzi, pentru că această întrebare ne este adresată și nouă, dar voi, cine spuneți că sunt eu? Ce însemnez eu pentru voi? Și sigur, urmează răspunsul lui Petru. Răspunsul lui Petru, care poate fi considerat o mărturisire de credință. Tu ești Hristos. Adică, tu ești Mesia. În textul paralel, aici suntem în Evanghelia Sfântului Marcu, în textul paralel din Evanghelia Sfântului Matei, care relatează și el acest eveniment,
Petru se bucură de aprecierea lui Hristos. Fericit, vă amintiți din Evanghelie, fericit ești tu, Simon, fiul lui Iona, pentru că ai dat acest răspuns. Răspuns care nu ți-a fost sugerat de trup și sânge, ci ți-a fost revelat. Eu sunt Mesia. Și urmează în Evanghelie despre anunțul despre patima, despre suferința lui Hristos. Iată, Hristos se proclamă în fața apostolilor săi ca un Mesia, da, ca un Mesia, dar un Mesia care trebuie să sufere, unsul lui Dumnezeu, care a venit să-și dea viața, să fie renegat, chiar de apostoli, să fie batjocorât, să fie condamnat, să fie răstignit. Și aici intervine un pic conflictul, pentru că Petru, sigur, mărturisește mesianitatea lui Hristos, însă o înțelegea așa cum o înțelegeau evreii timpului. Mesia va fi o personalitate puternică care cu triumf, cu putere, va veni și va elibera poporul ales. Nu acesta este Mesia. Hristos a venit ca să mântuiască lumea nu prin forță, ci prin sacrificiu. Și acest lucru încă Petru nu-l înțelege, așa cum probabil nici ceilalți apostoli nu l-au înțeles. De aceea Hristos îi spune: Petru, mergi în urma mea. Nu căuta tu, om, e adevărat, apostol pe care eu te-am chemat, nu căuta să mergi înaintea mea. Nu-l alungă Hristos, nu-l repudiază, dar spune: mergi în urma mea, urmează-mă, fii atent la pașii mei și încearcă și tu să mergi pe urmele mele, pentru că mergând în urma mea, adică venind după mine, tu vei înțelege care este misiunea, care este menirea mea pe acest pământ. Și atunci, sigur că cuvintele care urmează sunt ușor de înțeles. Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, adică să renunțe la concepțiile lui în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, să renunțe la sine și să mă urmeze, să vină după mine, să contemple activitatea și misiunea sa, să-și ia crucea moartea pe cruce. Crucea era rezervată sclavilor. Aceștia mureau pe cruce. Și Hristos s-a făcut sclav. Spune atât de profund autorul scrisorii către Filipeni: Iisus Hristos s-a despuiat pe sine de divinitatea sa
și a îmbrăcat firea omenească. A acceptat suferința și a purtat crucea în semn de obediență, în semn că s-a făcut sclav pentru mântuirea noastră. Și voi, dacă vreți să fiți ucenicii mei, luați-vă crucea. Nu căutați să vă impuneți părerea voastră, egoismul vostru. Nu încercați să dominați. Pentru că în împărăția pe care eu o constitui pe acest pământ, puterea înseamnă slujire. Puterea înseamnă iubire. Iubirea care se dăruiește. De aceea spune Hristos, cine va voi să-și salveze viața, o va pierde. Cine însă își pierde viața pentru mine, o va salva. Iată, și noi, iubiți frați și surori, credem în Hristos. De aceea suntem prezenți aici în biserică, cu siguranță, nu ca să împlinim o poruncă a bisericii care ne cere să sfințim ziua Domnului, ci suntem în biserică participând la Sfânta Liturghie, la jertfa lui Hristos, pentru că noi credem în mesianitatea Lui. Noi credem că El este Cel care ne-a mântuit, nu prin triumf, ci prin suferință, prin sacrificiu. Și în același timp înțelegem că El ne invită să mergem pe urmele Lui, îndepărtând din viața noastră egoismul, încercând ca întotdeauna să prevaleze în viața noastră faptele iubirii. Spune Sfântul Iacob, ce folos ar avea omul dacă spune că are credință și nu are fapte? Pentru că este ușor să spui, da, eu cred, da, eu sunt un om credincios. Mai greu este de înfăptuit această credință, de a o pune în practică. Și o punem în practică prin actele noastre de iubire, mergând până acolo încât să fim în stare să renunțăm, să ne pierdem viața pentru Evanghelie, pentru credința pe care o avem. Acest lucru au făcut martirii și au dăruit viața pentru credința, pentru iubirea lor sinceră, autentică față de Hristos, neacceptând niciun fel de compromis. Și am vrut să menționez acest lucru, întrucât biserica noastră catolică din România se pregătește pentru un eveniment deosebit, despre care cu siguranță ați auzit. Evenimentul de sâmbăta viitoare, 22 septembrie, beatificarea Veronicăi Antal, martiră pentru iubirea
față de Hristos, iubire care a făcut-o capabilă să-și dea viața. Să-și dea viața pentru Hristos. Neacceptând să fie pângărită credința și convingerile ei. Este o tânără din timpurile noastre și va fi beatificată, spuneam, va fi ridicată la cinstea altarelor sâmbăta viitoare la Nisiporești, în județul Neamț, locul în care a trăit această fecioară martiră, locul în care a fost martirizată. Este prima femeie laică pe care biserica o ridică la cinstea altarelor în țara noastră. Este un eveniment important. Și putem să contemplăm chipul acestei tinere, o fată simplă, o fată de la țară, dar care s-a lăsat totdeauna condusă de comorile și de învățăturile Evangheliei. Spuneam la început că evenimentul evanghelic ne solicită și pe noi, în sensul că și nouă ne este adresată această întrebare. Dar voi, noi, fiecare dintre noi, eu, noi toți, ce spunem? Cine este Hristos? Și aici nu trebuie să dăm date despre biografia lui, le știm, că s-a născut la Betleem, unii spun a fost un om extraordinar, a făcut mult bine, a fost de partea celor săraci. Un creștin își pune această întrebare, pentru mine, cine este Hristos? În sensul, ce semnifică Hristos pentru viața mea? Sunt în stare să-L urmez așa cum El mă invită? Mergi în urma mea, urmează-mă. Mergi în urma mea ca să poți contempla faptele mele. Iată, iubiți credincioși, la această întrebare, la această reflexie, fiecare în sufletul nostru, să ne gândim în cursul zilei de astăzi, în această săptămână. Sunt atâtea circumstanțe în viața noastră de fiecare zi în care ne putem întreba cu foarte multă seriozitate cine este pentru mine Hristos în acest moment, în această situație în care mă aflu. Lăudat să fie Iisus Hristos!